este aceeași relație pe care am început-o acum 6 ani de zile, care a continuat în timp. Nu s-a schimbat aproape nimic. Ceea ce pentru mine este foarte important în momentul în care mi-aleg un colaborator, din punct de vedere seriozitate, promptitudine, nu știu, lucruri umane pe care le pot găsi, vreau să dăinuie în timp, adică să nu fie doar o chestie de început cu care să mă atragă, după care să se schimbe, știi, ca la restaurantele la care încep să-ți dea un meniu foarte bun și pe urmă îl strică în timp. Relația asta s-a păstrat și este un lucru foarte important, că știu că mă pot baza în proiectele mele pe un om care poate să fie prezent acolo și să știu că o să fie bine.